Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Percaduță, Nicoleta Doina Roșca, Emilie Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, Mihaela Costel, vă îmbrățișez cu drag! Dragii mei, înainte să încep rezumatul zilei de ieri, vreau să vă mulțumesc pentru înțelegere. Aseară nu am putut intra pe live, știți, deoarece am fost plecată la o petrecere și a ținut până spre 5 dimineața. Nu știu ce s-a întâmplat în online aseară, dar azi dimineață am primit un vlog de-a lui transpiratul Sorin Rus și sincer am rămas ușor dezamăgită sau mai mult dezamăgită de ceea ce face acum acest Sorin Rus. Se pare că are informații din casă, se pare că are o cârtiță în casă, nu înțeleg de unde știe el ce se întâmplă în emisiune, cum își permite să își bată joc de munca acestor oameni și să facă ceea ce a făcut și în sezonul 1, să dea informații din casă și să împrăștie în online, practic să-și bată joc de munca acestor oameni care filmează și muncesc zi de zi pentru o emisiune, să o vedem noi telespectatorii pe ecran. De aici încă o dată vedem cu toții ce fel de caracter are acest transpirat, Sorin Rus, care calcă pe cadavre doar ca să-i fie lui bine. Ceea ce a făcut în emisiune face și afară. El acum râde de doamna Mantea, râde de staff, râde de toată, toți concurenții îi persiflează și îi ia la mișto. Din punctul meu de vedere, cine este mână în mână cu Sorinache și dă informații nu poate să fie decât jandarmul. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că jandarmul este susținut de aceleași persoane pe care l-a susținut pe acest Sorinache. Este logic că jandarmul vorbește cu acele admine, iar acele admine îi dau informații lui Sorinache. Sorinache, să-ți fie rușine, un mare dislike, că îți permiți să-ți bat joc de munca oamenilor ca să-ți fie ție mai ușor. Unde-i mă sângele ăla din palme care muncești ca un erou? Unde este? De aici să ne vorbește despre emisiune, ceea ce vezi la televizor. Nu încerca tu să-ți bați joc de munca oamenilor ca să-ți faci tu vizualizări. Îmi pare nespus de rău că sunt oameni care te urmăresc și te încurajează să devii un impostor. Impostor ai fost în emisiune, impostor ai rămas după emisiune. Ceea ce v-am spus mereu, lupul schimbă părul, dar năravul ba. Și ca să înțelegi tu, Sorinache, sunt situații când eu aflu ce se întâmplă în casă, dar pentru că respect munca oamenilor, țin pentru mine. Am fost nevoită să spun ca să vă demonstrez tuturor că se întâmplă ca eu să știu. Niciodată nu am vorbit cu concurenți, eu le prind din zbor prin postările voastre de impostori, prin comentariile adminelor care vorbesc mult prost și fără rost și își dau drumul la gură și de acolo mie merge capul și pot să le leg. Pe când tu nu faci altceva decât îl copiezi pe Dan Andreea. De-aia ai rămas fără femeie, de-aia faci vloguri că femeile, vezi, Doamne, te mânjesc cu înghețată. Ești un nimic. Și chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, să vă dați și dumneavoastră cu părerea dacă vi se pare normal ca acest impostor să dea informații din casă în avans. Ceea ce făcea Dan Andrei, acum face Sorinache cu încârdășie, cu concurenții pe care îi susține și cu adminele jandarmului și a creței. Așa că, dragii mei, cei din staff, aveți mare
mare grijă cu acest jandarm și creața. Ce v-am spus? Că ăsta este un securist. De unde știe acest Sorinache că jandarmul vrea să o propună pe Berbeca la eliminare? De unde știe? Decât dacă a vorbit cu jandarmul sau cu adminele jandarmului. Să vă fie rușine de oameni de nimic. Și bine ar fi ca doamnele producător și doamna Mantea, care n-a fost respectată de acest individ care l-a făcut cunoscut că mânca paste nefierte și era profesor de fitness și făcea foamea pe rupte, ar trebui să ia în considerare, să pună cap la cap și să zboare cât mai repede aceste cârtițe, care acum își bagă unghia în gât că nu mai ia el cecuri și începe să dea într-un mare fel în staff și să divulge informații din casă. Chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, și o altă problemă, de fapt problemă, ne-am dat seama cu toții, toate informațiile, după ce a terminat Tanti Geta, au început adminele jandarmului să dea informații din casă în avans. De unde știu? Vă întreb. Este logic că jandarmul și creața sunt sloboți la gură și că dau informații din casă. Cum este posibil să știm ce se întâmplă în gala din 28? Să-ți fie rușine, măi Sorinache, că vrei să te ridici pe munca altor oameni. Asta înseamnă că bagi mâna în traista omului muncitor. Și chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, să vă dați cu părerea dacă vi se pare corect ăsta corectul. Sorinache, care spunea că el e cel mai corect și cel mai real și cel mai sincer. Ați văzut cu toții când eu țipam că este cel mai fals și cea mai cutră persoană, mulți nu mă credeați. E, acum ați văzut cu toții că tot ce am spus despre el s-a adeverit. Și fapt că are tupeu și acum să fie la fel de obraznic, la fel de needucat. Pentru el nu există doamna Mantea, există Mantea. De aici să ne dăm seama ce caracter josnic are acest transpirat, care face doar figuri pe stomacul gol. Dragii mei telespectatori, îmi cer scuze că am avut intrarea asta, dar nu suport, și știți destul de bine cei care mă cunoașteți, oamenii falși, mincinoși, răi, care se ascund sub o față de oameni corecți, dar de fapt sunt satana pe pământ. Le este frică de muncă, le este frică că nu le merge capul să facă o analiză doar pe ceea ce văd ei în pe TV. Ei trebuie să stea, să afle informații ca să își facă mai multe vizualizări pe munca altor oameni și să-și bată joc de munca altor oameni. Dar există un Dumnezeu, Sorinache, și te va bubui exact cum l-a bubuit pe Dan Andreea. Toți ăștia care furați așa și vreți să câștigați prin muncă necinstită, Dumnezeu vă dă în cap. Asta vă spun eu personal, Pandele Laura, și mai vorbim peste câteva luni, măi Sorinache, care n-ai pic de respect față de nimeni. Ești un mincinos și un om rău, avar. Asta ești. Ce-am mai văzut ieri în emisiune, dragii mei telespectatori, o vedem pe Berbeca, care începe și dă mahalaua din ea și începe și țipă și urlă că care-i problema lui Antonică. Băi ăsta, mă, dar ce vrei, să mă rog de tine? Cu cine? Ce circ ți-am făcut, mă? Așa și? E, Antonică, că strângi tu copii vii, mai te ia și asta la un mișto ceva de speriat. Dacă mai țipi mult, Antonică, s-ar putea să te ia la bătaie direct Berbec în fața tuturor. Cam asta este Berbeca și de asta vă și spun că lupul schimbă părul, dar năravul ba. Se vede cu ochiul liber că Antonică nu este mulțumit de caracterul acestei individe, dar n-are încotro și trebuie să
joace cartea până la final și de aici nu pot să-ți spun, Antonică, decât că-ți meriți soarta. Pentru că nu este corect ceea ce faceți voi. Să accepți o mahalagioică de genul ăsta, să te umilească în fața tuturor și să te murdărească în fața tuturor, iar tu să fii un lăbuș și să stai cu sumasă. Berbeca se vede cu ochiul liber că este susținută de staff pentru că face circ și panoramă, ea avându-l pe Cristinel acasă, de asta i-a și intrat mâna în colac și te va face una cu pământul și nu numai pe tine, pe toți care vor avea de-a face, asta e mai periculoasă decât Kinga, care vor da în ea pentru că este susținută de staff. Ia să fi simțit Berbeca că intră morcovelul și că stafful n-o susține, să vedeți mai rea tare în gură. Astea sunt pițipoancele. Din ziua de azi le dai un deget, îți ia toată mâna. Așa că, Antonică, un mare, mare dislike stafful, pentru că o țineți pe această Berbeca care nu face altceva decât negonește din fața televizoarelor și promovați comportament de pițipoancă pe TV, este grav și rușinos pentru emisiunea dumneavoastră. Deja v-ați pus o etichetă de emisiune care strânge toate scursurile societății și le ridică la rang de artă. Doamna Mantea vine și spune lui Antonică că vorbește foarte încet și că nu se face auzit. Doamna Mantea, pe cuvântul meu de onoare, nu ați văzut că Antonică, când ridică vocea, are voce de femeie? E foarte pițigăiat? Păi de ce nu mai puneți doamna Mantea să ridice vocea? Să vedem că țipă ca o femeie, că e țață, n-are niciun haz de bărbat. Și asta Berbeca, ea când vorbește se screme, ea are 11.000 de tonuri, ea vorbește cu mâinile și cu buzele, își dă buza peste cap și își înghite lemba și fusei și rămăsei. Păi asta promovați, doamna Mandre. Sunteți mândră, sincer? Sunteți mândră? Pe cuvântul meu de onoare, am încercat ieri să mă uit la emisiune, dar vă dau cuvântul meu de onoare. Nu ne mai atrage nimic. De ce? Că vedem răutate, vedem că se vorbește în spatele camerelor, că vin în emisiune cu lecțiile făcute și că știu ce materiale și ce atacuri să se facă în această emisiune. Deci, pe cuvântul meu de onoare, dacă n-a început Casa Iubirii să fie Puterea Dragostei, ultimul sezon pe care l-am văzut cu toții când era dorobanțul, de n-a mai rezistat decât 6 luni. Toți sunt vorbiți acolo ce să facă și pe cine să atace. Singura, din punctul meu de vedere, care nu vorbește cu nimeni pentru că nu este agreată de nimeni, că este foarte corectă și dă cărțile pe față, este Roberta. S-a văzut cu ochiul liber ieri că a venit iar Sebastian să țipe și să urle că, domne, ce face asta? Dă-n online în mine. Păi, și că dă like-uri. Păi, măi, Sebastian, hai să o luăm calm și să-ți explic. Poate înțelegeți voi ăștia bătuți în cap. În momentul când Robert repostează sau dă like-uri, înseamnă că voi i-ați făcut ceva. Ați deranjat-o cu ceva. De ce? Dacă n-ați fi deranjat-o, n-ar fi apărut comentariile, iar ea nu era de acord. Dacă tu te purtai frumos cu ea, și Berbeca, și Giulita, și Virginica, oare era nebună să dea like-uri? Dar ce să vezi că comentariile pe care telespectatorii le fac sunt legate de faptele voastre din emisiune. Și voi vă deranjați cel mai tare că dă like. Păi, de ce vă luați de ea în emisiune? Adică voi aveți voie să vă luați de ea în emisiune, ea n-are voie nici măcar să dea un like sau să reposteze ceea ce spun telespectatorii. Deci de aici să vedem nebunia voastră și răutatea voastră. Voi săriți toți pe ea în emisiune și ea când merge acasă și vede ce se întâmplă în online, că toți telespectatorii suntem revoltați de acțiunile voastre și ea dă un like
de confirmare că da, avem dreptate, vă deranjează, mă? Dar problema este alta, că telespectatorii nu comentează ce v-a inventat. Sunt faptele voastre. Și atunci de ce vă deranjează și nu vă supărați pe voi? De asta și spun de multe ori că sunt mulți telespectatori, mulți, câțiva, care spun, domnule, dar ea și-o caută, că ripostează și că repostează și că dă like. Mă, mă lași. Dar sunt și eu curioasă, ăștia care sunteți așa că Roberta inflamează și Roberta instigă. Dacă pe voi vă înjură 7 inși odată și sar pe voi 7 inși și ieșiți pe stradă și aud vecinii și vă spun, măi, uite ce s-a întâmplat, am văzut și noi, tu ai dreptate. Voi ce spuneți? Nu, domne, n-am dreptate. Nu, domne, n-am făcut nimic. Plecați și lăsați pe vecini așa. Cam asta se întâmplă, dar se pare că mulți dintre voi nu înțelegeți de ce ajunge omul să facă niște chestii în urma unor acțiuni. Voi, în loc să găsiți cauza, voi analizați efectul. De ce ajunge Roberta să dea like? Pentru că este foarte deranjată, că ăștia o persiflează și se leagă de ei, de ea, toți în gașcă, în emisiune, și ea merge acasă și dă like la telespectatori. Că au dreptate. Așa este, asta mi se întâmplă în casă. Și vine ăsta, carpetă răpirea din serai, și începe și se victimizează, domne, iar a dat în online. De ce, mă? Păi tu crezi că noi nu vedem? De ce vă deranjați, mă, așa tare? Și vine și Giulita, aia mincinoasă, că e mincinoasă cât e de grasă. Domne, tu e singura care aduci din online tot. Mă, ne lași, măi mincinoasă. Păi să-ți aducem aminte că tu ai adus mesajele lui Cosmin și prima dată și ultima dată. Să ne aducem aminte că tu veneai și spuneai și tu și Virginica și Berbeca, orice posta Roberta, voi erați de la 2 și un sfert. N-avea voie nimic să facă femeia aia, că voi filați tot. Păi, Giulito, să ne aducem aminte ce făceai cu Elena aia care a fost cu Cosmin și cu toate. Tocmai voi v-ați trezit și vine și aia sârme în gură și spune lui Sebastian, da, ai grijă că nici astea care te influențează. Păi tu vorbești, măi vână-to, tot în nas și tot o înțepi pe Roberta, că Roberta a spus că face ca voi Sebastian și tu te-ai trezit să spui, da, și astea care te influențează, că ți-a spus Roberta că tu ești una care te duci și opărăști la el și el te crede, te-ai trezit tu să-i vorbești în nas și când îți dă replică, Roberta, când vă dă replică, vă deranjați toate. Măi, partidul parașutelor. Asta alaltă, Giulita, vai, ai adus din online că fac gaură în canapea. Păi gaură în canapea era vorbă din sezonul, din primul sezon, când ai apărut tu, că era Biencuța și nu puteai să faci figurile astea, că te bubuia Biencuța. În sezonul 3 ai venit și ai spart frigiderul și ai dat din tine toată mahalaua. Nu ți s-a mai spus în sezonul 3 de telespectator că ai făcut gaură în canapea? Nu ți s-a spus. Ți s-a spus că ești de o răutate fantastică, că ești femeia fără soartă și refuzată și că halești mult. Ți-a mai spus și ți-o repet, gaură ai făcut când era Biencuța, că aia te punea cu botul pe labe, nu puteai să faci față cu ea. De asta îți spun că ești cea mai perversă și cea mai mincinoasă. Că ți-a spus Robiță, că ți-a spus Sebastian, erau vorbe din sezonul 2, când atunci tu făceai foamea pe rupte și gaură în canapea. Că te pusese Biencuța la colț, îți dădea program de somn și program de vorbit. Cam asta ești, Giulito, o mincinoasă, iar vânătaia cu sârme în gură, care acum mă uitam la ea ca să vedeți cât de perversă e, exact cum râdea cu Patrick, exact cum râdea cu Robiță, exact cum își dădea genele peste cap și era așa mândră și stătea în dos, stătea și cu Moldo. Păi vezi măi, vinețeală, cum ți-ai arătat caracterul, că de fapt tu ești o femeie moartea pasiunii și când vezi un hândrălău, dai ochii peste cap și te faci mândră și râși și te glumești,
dar de fapt tu ești moartea pasiunii. Moldov te-a citit și a văzut că ești o coada vacii cap-coadă, dar în lipsă de te bagă în seamă. Acum nu mai este bun nici Patrick, nici Robiță, că ai văzut că nu te mai bagă în seamă. Deci vezi de ce aveți voi dușmănie pe Roberta? Că Roberta, cât de asumată e și le spune pe față, tot o caută bărbații, mă. Tot despre ea se vorbește. Și tu asta care stai cu mâinile pe genunchi așa și vrei să pari importantă, bărbații fug de tine. Vin după tine și când te văd, dau doi odată. Și Patrick și Robi. Și unul dintre ei te-a avut. Deci îți dai seama că ești moartea pasiunii și la pat. Dacă n-ai reușit să-l faci nici la așternut să te placă. Tu îți dai seama că ești catastrofă. Dar ești tare în gură. Asta spun că Dumnezeu ți-a pus urățenie pe chip, că ai și sufletul urât. Măi, Virginica, așa că un mare dislike, că tu acum ai mare dușmănie pe Roberta, că toți bărbații se uită după ea, că tu ți-ai luat un mare hate pe faptele tale că o ataci pe Roberta și tu erai aia, fata aia susținută. E, nu. Nu mai ești. Acum ce crezi? Majoritatea telespectatorilor empatizează cu Roberta. De ce? Că o văd că este asumată și că a avut parte doar de nebuni și colac peste pupăză a mai venit și răpirea din serai, care vine și spune că Roberta dă like-uri în condițiile în care el caută pe toate părțile să o sape pe Roberta în spatele camerelor, spunând peste tot că Roberta dă informații, căutând foștii iubiți ai Robertei să afle trecutul Robertei. Păi tu te numești bărbat, mă. Fii-mi-ar scârbă de tine, Sebastian. Tu spui că vrei să pui stop și tu și jandarmul, doi nefericiți, doi bătuți de soartă. Păi voi doar vreți să lăsați impresia că vreți să plecați. Nu vreți să plecați. Exact cum ți-a spus Robiță, că la cât de nebun ești, măi Sebastiane, lași cu sonul jos și du-le. Nu mai vii. Gata, asta e. Care-i problema? Invoci că ți-e rău, invoci că nu-ți dă nimeni nicio amendă, niciun contract, nimic. Nu există așa ceva. De 5 ani de când este emisiunea asta, nu a existat așa ceva. Asta e vrăjeală de-aia expirată de voi ăștia care nu vreți să plecați și o băgați, domne, e contractul la mijloc și primesc amenzi. Nu primiți nimic. E decât vrăjeală. Nu vreți să plecați. Jandarmul acum, pentru că vede că nu mai ia el cecuri și că ia Patrick, a început să dea informații din casă. Ca să vorbească Sorinache și să spună că, vezi, doamne, când este jandarmul favorit, nu sunt eliminări, că el vrea să o elimine pe Berbec. Mă, ne lași, de unde știți, mă? Am înțeles, vă dă informații jandarmul să plânge ăsta la voi. Iar Creața îl dă de gol prin prostia ei, că nu-i merge capul, și spune, hai să plecăm. Și el, nu, lasă, ăsta la alt, i-a spus Robiță, lasă-i cu sunul, nu, mâine. Astăzi, ieri, a venit și a spus, tot vă da cu o jumătate de gură. Mă, dacă sunteți bărbați, lăsați ecusoanele și plecați și nu mai veniți. Dar vă spun eu că nu lăsați niciun ecuson. Și când o să fiți în față la eliminare, pișați ochii. Ăștia, da, bărbați, fie mi-ar scârbă de voi. Și Antonică, la fel, Antonică să dea dracii. Dacă mai scoți, ai grijă ce spun. Dacă mai scoți un cuvânt în fața Berbecăi, dacă nu te-o lua aia la bătaie în văzut tuturor, să nu-mi spui tu mie, Laura. Atât de prost ești că ai ales și ai cules cea mai rapandulă, cea mai parașută femeie. Asta este Berbeca. Pune pe toată lumea la colț. Ce mai vedem? O vedem pe Giulita, care acum, aveți, doamne, e toată lapte și miere, îl iubește pe Robiță și crede că merge și cu ea la date. Și deja Robiță, gata, gata, să-i spună doamnei Mantea. Până glumesc cu ea pentru emisiune, dar acum mi-o băgat și pe gât. Vreți să mă pup și cu asta? Vreți să mă duc și cu asta la date? Păi chiar vreți să fac hepatită? Și bineînțeles că Robiță se supără și spune, nu! Cum să merg cu Giulita la date? Dar ea, vai, nu vrei. Ea tot masca ca și cum
Robița ar vrea, dar nu vrea să recunoască. Până i-am spus ăsta, nu, gata. Băi, Giulito, bă, bă, cât de proastă poți să fii, bă. Bă, tu crezi că dacă râde lumea cu tine, s-a îndrăgostit de tine? Eu v-am zis că asta este genul ăla, bună ziua, mi-ai dat și ați și spus, Robiță. Pe cum să mă duc cu asta la date? Și dacă mai glumesc o dată cu asta, zice că m-am căsătorit cu ea. Zice că iar îmi e nevastă. E, cam asta se întâmplă, Robiță, când te bagi în troaca cu porci, te mănâncă purcele. Aia te-ai culca cu ea și ea era miezul, era femeia care te trăgea la răspundere, mai avea să spună, da, ai făcut piața? Atâta mai avea să spună, că ea stătea și era lipită de scaun, nu era în stare să-ți facă o cafea. Asta la altă e în stare să-ți facă de toate și masa, și doar ca să o bagi în seamă și să te duci cu ea la date. Da, cred că miroase. Dar bine, știi trecutul ei și știi că ei tot Bucureștiul la număr. Cam asta se întâmplă între Giulita și Robiță și asta Virginica, care credea că ea e miezul și că toți bărbații cad în cap. E, încă o dată am eu dreptate, că sunteți niște șervețele de bărbați. Au vrut să facă și cu Roberta chestii de genul ăsta, dar ce să facem? Că Roberta va da clasă și v-a arătat, Ștefania și cu Roberta v-au dat clasă, v-au arătat aceste fete că nu se lasă călcate în picioare, că nu cad la șternut ca voi, că nu se gudură pe lângă bărbați să fie și ele băgate în seamă și băgate în boscheți, cum sunteți voi. Acum Berbeca este peste voi la o brăznicie, pentru că își permite să bubuie toți bărbații, pentru că simte că o susține staful. Dar dacă nu o susținea staful, nu cred că mai avea curajul ăsta. Iar Antonică, asta e, ce să-ți fac? Ești și fetiță, ești un bărbat cu mustață și fetiță, ești un cățeluș, ești și toba de bătaie a Berbecăi. Sunt curioasă să vedem dacă te mai împaci cu ea, la cât a țipat la tine, ce vrei, mă, care-i problema ta, mă, și asta e și care ți-e problema. Deci numai pentru tonul, deci erai ultima speță de bărbat și vorbea cu tine. Deci la modul ăsta vorbea Berbeca cu tine, că asta este Berbeca. Dar respectă-te, Antonică, și atunci nu te mai supra pe mine. Că eu vorbesc decât despre ceea ce văd la voi. Alexandra și cu Garcea să ferească Sfântul. Deci Alexandra ar trebui să o ia pe potecuță și să plece, că nimeni nu o să mai bage în seamă că s-a văzut cu ochiul liber că femeia e plecată cu Sorcova. Nici cu Garcea nu mi-este rușine. Ceea ce au făcut afară, au venit și au arătat și în această emisiune panorama din viața lor. Aia se duce să tăvălește cu toată lumea. Ăsta când o are, crede că el e mare macioman și când o vede că pleacă, plânge ca fraier. Cam asta este relația Alexandra Garcea. Dragii mei telespectatori, mă grăbesc foarte tare. Îmi pare rău că n-o să mai fie, n-o să mai fiu pe live câteva seri. Nu știu cum va fi în vacanță, dar promit că îmi iau tableta, telefoanele după mine și în cazul în care voi putea, măcar vlogurile să vi le fac la rugămintea dumneavoastră, sau poate să intrăm o jumătate de oră, o oră pe live după ce dorm copii. Vorbim în vloguri dacă pot, dacă nu, când se termină vacanța. Vă pup, vă doresc o duminică minunată tuturor, ce-a mai rămas din ea, și vă rog, vă rog din suflet să nu mă faceți de râs și să fiți cumiți până vin, că vine mami repede acasă. Vă pup și vă iubesc și nu știu cum o să fac față, dar mi-este tare, tare dor de voi. La revedere!